de dimineață, te ajută să scapi de greață și îți crește moralul să... Bună dimineața, oameni buni! Cafeaua de dimineață. Ia câtă că suntem în 20 luna lui august, mai avem câteva zile, vreo 23 de zile și începe școala. Deja am început să auzim tot felul de bolmăjeli apropo de școală. Ba azi una, mâine alta, apoi mâine cealaltă. Și am senzația că oamenii aceia de la București, din minister și din și ceilalți factori de decizie, ne vor mai arunca încă într-un an la nivelul școlii într-o zonă obscură. Ne aflăm în 20 august, este vineri și la Mesagerul de Neamț și știri din Neamț este ziua primăriei Piatra Neamț și după o pauză de nu mai știu câte săptămâni că am fost în concediu, îl avem venit din concediu pe domnul primar Andrei Carabelea. Bună dimineața! Bună dimineața, bine v-am găsit, bine v-am regăsit și pe dumneavoastră și pe telespectatorii dumneavoastră. Ce să vă zic, pe noi ne-ați găsit bine, pe dumneavoastră vă vedem bine. Cum se văd lucrurile de la primărie pentru oraș? Tot bine? Nu vreau să exagerez, dar spre bine, cu siguranță. Ieri l-am avut invitat pe un director de societate de la primăriei, domnul director de la Salubritas. Da. Și l-am rugat să-și dea o notă pentru activitatea pe care o desfășoară și mi-a zis că nota lui este de la 8.50 spre 9. Și am rugat și cetățenii să pună note. Așa, și... și media rezultă undeva la 6. Deci atât de trecere. Până la urmă e bine. Eu evit să fac estimări de genul acesta pentru că aș risca să fiu subiectiv. Dacă asta ar urma să fie o întrebare din partea dumneavoastră, nu, Doamne ferește, prefer să fiu, să primesc calificativele și notele de la cetățeni. Și m-aș aștepta ca și colegii din primărie și din subordonatele primăriei să facă același lucru. Da, ne salută la emisiune domnul prefect George Lazar, îi mulțumim pentru salut, vă dorim o zi plăcută și dumneavoastră, înseamnă că șeful de partid să uite exact la dumneavoastră. Așa că aveți grijă ce vorbiți. N-am de ce să am grijă, că nu e cazul să mă feresc de ceva. Sunt convins că suntem pe deplin aliniați și știm... Dar nu vorbim politic, aici vorbim despre administrația astăzi. Se împletesc. Se împletesc? Se împletesc. Asta este o nouătate. Vrând nevrând se împletesc întotdeauna. Bun, apropo de împlătirea politicii cu administrația, am făcut un tur prin mai multe primării din țară și foarte mulți primari din zonele în care, să spunem, organizațiile PNL și-au manifestat susținerea pentru Florin Câțu, spuneau că așteaptă cu nerăbdare să vadă ce se întâmplă cu fondul de rezervă al guvernului. Piatra Neamțu, care are o situație mult mai grea decât alte primării pe care am fost noi, probabil că se gândește și ea la fondul de rezervă al guvernului cu speranță. Ne gândim cu speranță la așa ceva? Bineînțeles, e evident că avem și noi așteptări. Mă bucur că a fost numit noul ministru al finanțelor, domnul Vulceanu. Voi face și o deplasare la București imediat după ce, să zicem, am să-i dau un răgaz de o săptămână pentru instalare, după care am să încerc să stabilesc cu domnia sa o întrevedere pentru a discuta despre nevoile orașului Piatra Neamț, despre care oricum știe, pentru că am mai avut discuții cu domnia sa. Domnul și primar, haideți să vorbim pe aia dreaptă. Eu aștept să văd dacă de la fondul de rezervă al guvernului pentru datoriile orașului se găsește o soluție, cum s-a găsit pe timpul, nu mai știu cine era ministru de finanțe la PSD pe vremea aceea. Deci, domnul Chitic a găsit înțelegere la ministru de finanțe PSD
și a primit niște bani, sau mai a primit și înainte niște bani de la fondul de rezervă al guvernului. Deci, anul trecut am primit de la fondul de rezervă al guvernului 5 milioane. Sunt foarte încrezător că și anul acesta vom avea un sprijin cel puțin similar pentru municipiul Piatra Neamț. Eu m-aș aștepta la cel puțin 15 anul ăsta. Eu am dat o cifră, dar... Eu așa am calculat. 15 milioane ar fi undeva în jur de... Cât în euro? Vreo 3 milioane. Aproape 3 milioane. Deci 3 milioane de euro. Și atunci am compensat într-un fel... Având în vedere că anul acesta suma pentru fondul de rezervă al guvernului este una similară cu cea de anul trecut, aceste discuții sunt... Eu știu că nu sunt mai complexe. Nu se fac în public, dar pe mine mă interesa ideea aceasta. Dom'le, măcar să avem și noi o deschidere, ca să zic așa. Deschidere există, avem angajament că vom avea susținere. Sau spunem că e liber blind, tu știți. Nu putem. Nu e camp poker. Trebuie să... Să știți că politica e de multe ori camp poker. E mult mai complexă discuția. V-ar contrazice un fost primar de Piatra Neamț. V-ar contrazice. El ar spune că pokerul e mult mai important. În alte vremuri erau. Haideți să revenim în zona noastră. Domnul primar, cât ați fost plecat, orașul a avut câteva, să zic așa, puncte de reper în discuție. Unul dintre punctele de reper reprezintă centura orașului. V-ați întors, de când v-ați întors și de când sunt acolo probleme cu numirea asta, observăm un fel de efervescență în activitatea public servului. Deci, în ultima săptămână s-a făcut ce nu s-a făcut într-o lună și ceva. Ce se întâmplă acolo? Poate ne explicați, poate ne spuneți, că după aceea, dacă nu, vă mai întrebăm noi. La PubliServ a fost o problemă și de comunicare internă și de comunicare externă. Pe de o parte, este o situație tehnică, pentru că am cerut niște parametri, am cerut niște condiții de desfășurare a lucrărilor acolo. Această lucrare este cea mai complexă lucrare pe care a desfășurat-o vreodată PubliServ-ul. Nu există în trecutul, în istoricul PubliServ-ului, o lucrare de o asemenea complexitate. Și pe lângă complexitatea lucrării, am venit și cu niște cerințe suplimentare în ceea ce privește parametrii, caracteristicile tehnice ale lucrării, geogrid, măsurătoare topo, evaluare a canalizării pluviale, reparația ale canalizării pluviale întâi și să ne asigurăm că la finalul lucrării va exista acea planuitate care să ne asigure că nu va bălti apa. Deci vrem o lucrare calitativă, durabilă, care să fie etalon pentru lucrările din Piatra Neamț. Bun, acum... Este adevărat, când e o lucrare mai mare, nu este o lucrare foarte mare, dar este mai mare față de ce a făcut. E mult mai mare față de ce a făcut până anul acesta PubliServ. Așa. Dar nu este o lucrare extrem de complexă, dacă stăm să ne gândim așa la... Că este o zonă mai ușor de lucrat acolo. Eu ce nu înțeleg este că... În momentul în care s-a depus proiectul tehnic, și este vreo câteva luni, de acum 3 luni, 2 luni și ceva, 3 luni, nu s-a început treaba pe proiectul tehnic. Este aberant să aflăm că trebuie schimbate bordurile la 2 luni jumătate. Chiar n-a citit nimeni din PubliServ-ul ăla proiectul tehnic. Vă dați seama că proiectul tehnic a fost citit și în primărie și în PubliServ. Sunt detalii pe care nu l-am urmărit eu personal, pentru că nu e treaba, deci nu-i treaba, nu-i treaba primarului, eventual e treaba city managerului. Eventual e treaba city managerului. Și domnul city manager a citit-o, pentru că e o atribuție pe care am delegat-o city managerului. De asta zic. Și dacă a citit-o, nu s-a uitat nimeni că acolo s-a început cu altceva decât cu bordurile? Și că bordurile o lună de zile nu s-a dat nici măcar, sau două luni, nu s-a făcut o comandă pentru ele? Pentru astăzi că cineva ar fi dat indicația, rămân alea.
Adică mie mi se pare o chestie de gâgă. Bun, a fost o estimare greșită din partea unor colegi. Până la urmă a greșit umanum est. Important este să nu pers- umanum est. Da, exact. Dar este și varianta aia de traducere proastă. Hororum umanum est. Știți? Cert este că astăzi bordurile sunt pregătite pentru a fi montate. Vom încerca să recuperăm cât mai mult din timpul pierdut în așa fel încât la jumătatea lunii septembrie să putem avea lucrarea aceasta gata. Fără niciun rabat de la acele cerințe și parametri tehnici pe care ne-am propus la început. De ce insist pe asta? Pentru că este o învățătură, o lecție. Clar. Este o lecție. Nu știu ce așteptări aveți dumneavoastră de la colaboratori, dar sunt lucruri care n-ar trebui să fie acceptate. Acesta deci este am o așteptare foarte simplă. Acesta este unul dintre ele. Cum adică ai proiectul? Băi, băieți, ia vedeți voi, dacă nu vă pricepeți la proiecte, mergeți la păscut. Deci, eu am o așteptare foarte simplă de la colaboratori, de la tot cei cu care lucrez, să-și facă treaba și să fie mai puțin disconfortul generat de anumite scăpări. Tolerez orice scăpare dacă este justificabilă. A doua greșeală nu e tolerată. Vreau să vă mai dau un exemplu de bine și de rău. Bogdan, te rog frumos, dacă poți să-mi pui poza de bine din strand. Și o să vă rog să urmăriți și dumneavoastră fotografia. De ridică o mare. Fă-le mari și le dai pe rând. Deci ăsta este nouul loc de joacă, da? În timp record, cei de la PubliServe au pregătit totul pentru turnat tartanul, nu-l toarnă ei, am înțeles. Deci arată foarte ok zona de lucrare. Eu nu discut ceva, cum s-a achiziționat, nu mă interesează, nu mă pricep. Nu e nimic de ascuns, dacă nu solicitați informații, dar, le primiți dar, fără... Este partea bună. Acum, te rog frumos să-mi pui poza generală, nu aia îngustă. În același loc, da, am văzut la câțiva metri, vedeți ce este acolo? Te rog să-mi dai și un plan detaliu. Am văzut aseară aceste imagini și... Uitați! Plan detaliu. Am văzut aseară aceste Eu imagini. Eu nu știu cine este administratorul strandului. Sincer, nu știu și nici nu mă interesează. Îmi asum responsabilitatea. Dar cine este acolo și-a lăsat așa ceva? Ăla l-a păscut, scuzați-mă. O să vedem dacă mai este la păscut și astăzi. De aici, de la emisiune, din studioul dumneavoastră, merg direct acolo să văd dacă mai este această, dacă mai găsesc această imagine și sper să nu. Da, de asta vă spun. Adică degeaba se face un lucru bine dacă alături ne batem joc. Alături ne batem joc. Apropo de alături, am înțeles că se pune tartan în locul nou de joacă. Pune tartan și pe aparate, în zona aparatelor de fitness? Toate locurile de joacă vor beneficia de acest tratament. Punem tartan în toate locurile de joacă. Dar avem o prioritizare și lăsăm PubliServe-ului pregătirea calendarului. Îmi doresc ca, în funcție de nivelul de atractivitate al locului de joacă, de cât de aglomerat este, de cât de frecventat este de copii, de părinți, de adulți, să se intervină gradual, pentru că nu le putem face pe toate simultan, asta este cert. Cu siguranță vom avea și acest loc de agrement amenajat cu tartan. Ce vreau să mai spun, că tot vorbim despre locuri de joacă. Până la finalul anului vom comanda încă cel puțin 3 locuri de joacă similare, nu neapărat identice, pentru 3 cartiere ale orașului. Dărbănești, Mărăței, Precista, pentru că am identificat că este o reală nevoie de a nu mai petici niște locuri de joacă pe care nu le putem aduce la cerințele de astăzi. Și atunci o să identificăm care sunt cele mai centrale poziții în aceste cartiere pentru a reuși să fie cumva un loc
care să fie frecventabil de întreaga comunitate, de toți oamenii din acel cartier și să fie un loc emblematic pentru în care oamenii să se, de toate generațiile să se strângă acolo și să se recreeze și unde să existe și unde să existe și o soluție pentru păstrarea lor. Adică supraveghere, evident, și păstrare. Supraveghere video și accesul în centrul de comandă al poliției locale la imagini. Practic, aceste locuri trebuie supravegheate și să ne asigurăm că eliminăm riscul actelor de vandalism. Pentru că zilnic cheltuim mii de lei pentru a repara stricăciuni produse de niște oameni care, nu știu, ori n-au discernământ, ori n-au bună creștere. Lucrurile sunt undeva cumulate, știți? Nici discernământ, nici bună creștere. Da. Dar am început emisiunea amintind despre școală. Mai sunt două săptămâni, trei săptămâni, da? Trei săptămâni și o zi, trei săptămâni, până începe școala la Piatra Neamț. Și chiar zilele trecute, noi am trecut prin mai multe școli, să stăm de vorbă, să vedem ce probleme au. Și sunt probleme foarte multe. Din punctul de vedere al primăriei, în momentul acesta, ce feedback-uri aveți? Deci, acum 3-4 săptămâni am fost din școală în școală pentru a vedea care este situația, care sunt urgențele. Sunt foarte multe probleme în toate școlile municipiului. Și atunci, pentru a reuși să rezolvăm, a trebuit să facem o ierarhie a problemelor în funcție de anumite criterii. Siguranță, igienă, confort. Cod roșu pe siguranță. Tot ce este nevoie să intervenim pe partea de siguranță, că este vorba de lucrări la fațadă, la acoperiș, la fundații, pentru că voi considera urgențe și foarte multe școli au burlanele care duc apa pe fundație. Și asta afectează structura de rezistență a școlii. Că nu este neapărat anul ăsta o problemă, deși pentru multe școli situația a ajuns să se degradeze destul de mult, vom încerca să ducem, să direcționăm apa în așa fel încât să nu mai amenințe structura de rezistență a școlii. Inclusiv aceste probleme le catalogăm la capitolul urgențe pe partea de siguranță. Apoi trecem în zona de igienă și vom acoperi toate problemele legate de igienă, unde este nevoie să intervenim pentru reabilitarea toaletelor și așa mai departe. Am avut discuții cu toți directorii de școli, am identificat care sunt problemele prioritare pentru care vor primi bani să rezolve acele situații. Pasul următor era să trimită către primărie devize, estimări de lucrări care să ne spună clar câți bani alocăm școlilor respective. Cei care au făcut deja, au transmis aceste informații primăriei, deja am pregătit banii pentru școală. La unele chiar s-au și făcut viramentele. Unele școli deja aveau banii, urmând ca noi doar să completăm ulterior pentru alte necesități. Și chiar acum câteva zile am rugat colega din primărie care se ocupă de învățământ preuniversitar, ca acolo unde nu am primit, unde nu s-a făcut follow-up, unde nu am primit informațiile solicitate de la școli, să sunăm, să trimitem mail-uri, să mergem dacă este nevoie, pentru a vedea în ce fază sunt. Eventual transmiteți și o listă cu directorii care n-au transmis informațiile la inspectorat, că astăzi la ora 10 se fac renumiri de directori. Știți? Și aia care n-au transmis, poate le punem o pilă bună. Asta poate fi o circumstanță pentru care s-a întârziat, ca să zicem așa. A, se pregăteau pentru... Eu știu, nu, am zis doar pornind de la informația dumneavoastră, dar e o glumă, nu e. Lăsând gluma la o parte, chiar este o problemă și uitați, cea mai mare școală din oraș, școala 2, da? Cred că e cea mai mare, ca număr de elevi. Da. Trecem peste faptul că nu are sală de sport, că asta nu se poate rezolva într-o zi. Dar nu are sală de sport de anul ăsta. Da, deci așa. Trecem peste asta, dar sunt foarte mulți copii, ei își doresc să nu mai lucreze în două schimburi.
și căutăm soluții. Da, am înțeles că am făcut solicitări către alte școli, să vedem ce clase nu sunt folosite și am putea să relocăm dintre copiii de la școala numărul 2 pentru a învăța și pentru a reuși să ținem totul într-un singur schimb. Ajungem la o problemă extrem de interesantă. A spus că aveți o colegă în primărie care se ocupă de învățământul preuniversitar. Credeți că dacă căutăm acum în primărie pe undeva, avem o strategie pentru următorii ani privind învățământul în Piatra Neamț? Strategia o definim și o să vă zic în premieră niște informații există la care mă gândesc. Nu există. Nu există una pregătită anterior, este una la care lucrăm în asta momentul știu. De față. Eu vă întreb, când ați venit în primărie, exista o strategie privind învățământul pe următorii 10 ani? Adică școlile acestea care... Multe dintre ele, cum să vă spun eu, pregătesc oameni pentru a pleca în străinătate, disperați sau cu o diplomă. Să fie adaptate la cerințele viitorului, spunea un om deștept, că în anul 2030-2040, 3/4 dintre meserii de atunci nu sunt în nomenclatorul de acum al meseriilor. Da. S-a gândit? Adică gândiți ceva în perspectivă? În primul rând, eu am mai avut, nu vă ascund, discuții cu domnul inspector general, pentru că pentru a reuși să ducem învățământul din Piatra Neamț către pasul viitorului și către meseriile viitorului, trebuie să modernizăm infrastructura școlară. Asta înseamnă în condițiile și în contextul actual, având în vedere realitățile de astăzi, trebuie să restructurăm puțin cheltuielile, pentru că peticim prea mult și nu ne mai permitem asta. Și am propus domnului inspector general să avem o discuție temeinică cu planurile pe masă, cu istoricul demografiei școlare, să zicem populației școlare în ultimii 10 ani, să vedem care este dinamica. Cu datele pentru perioada următoare, că ei au. Exact. Și să gândim o resistematizare a școlilor în Piatra Neamț. Că vorbim de o restructurare a rețelei școlare, în așa fel încât să putem, nici terenurile nu ne permit, să înființăm astăzi un corp nou de școală, o clădire nouă pentru... Nu e vorba de corpul de școală. Asta... Și asta este o problemă. Dar este o problemă de organizare, cum să vă spun eu, a ceea ce ne dorim în viitor de la școală. Ori în momentul acesta, noi avem licee de genul Liceu Auto, Liceu Forestier, Liceu Cartianu, care în afară de nume și-au cam pierdut identitatea. Deci, când vorbim despre o regândire a rețelei școlare, trebuie să o facem pe tot ce înseamnă învățământ preuniversitar în Piatra Neamț. Pornind de la creșe și până la licee. Suntem în discuții inclusiv pentru a înființa, a duce o facultate, două la Piatra Neamț, pentru că este greu să înființăm dintr-o dată universitate nouă. Deci gândim pași pe avem ASEU, avem ASEU, care are o clasă. Avem Academia de Muzică, da, există dar, activitate, să zicem, și academică. Deja ar trebui un pic de flexibilitate. Cum sună asta? Unde ți-ai dus copilul la școala pregătitoare? La școala 2. Așa, dar știi, învață la Cartianu. Ar trebui un pic de flexibilitate și de gândit, băi, dacă la școala 2 sunt 5 clase în plus și în alte locuri avem clase în minus, poate ar trebui cineva din inspectorat cu cineva din primărie, că primăria este cea care are un cuvânt mare de spus, teoretic. E ca în ședință de consiliu local. Consilierii au un cuvânt mare de spus, dar votează propunerile primarului. Aici primăria are un cuvânt mare de spus. Primăria are un cuvânt de spus și e de acord cu ce propune inspectoratul.
În sensul ăsta mă gândesc la o reformă. Trebuie o comunicare și o colaborare echitabilă. Pentru că și pus piciorul în prag. Interesul este de ambele părți. Și al inspectoratului școlar și al primăriei să avem educație de calitate la Piatra Neamț. Și vă asigur că există și această deschidere, și această comunicare, și această colaborare în această direcție. Avem teme comune și le abordăm destul de similar, atât eu cât și domnul inspector general. Și pentru anul acesta este foarte târziu să avem această regândire a rețelei școlare. Nu. Însă trebuie pentru anul viitor, cu siguranță, tema va fi abordată și tranșată, pentru că este această nevoie. Și nu mai putem doar să reparăm acoperișuri, pentru că pentru a face o școală modernă, ai nevoie și de, trebuie regândită de la zero, de la fundație până la acoperiș, de la felul în care sunt aranjate și dotate laboratoarele, și să avem inclusiv școala adaptată pentru noile tehnologii, pentru a integra în procesul educațional noile instrumente educaționale. Am avut abordări și cu organizații naționale care sunt redutabile pentru campaniile educative pe care le-au inițiat. Vom avea în curând și un parteneriat în acest sens cu astfel de organizație. Ce fel de organizații profesionale, ONG-uri? Sunt comunități ale profesorilor din țară. Asta da. Care sunt deja emblematice și au generat salturi mari în actul educațional în țară. Da, tot primesc, așa, transmiteți domnului primar întrebarea. O să transmitem la final de emisiune, o să alocăm câteva minute, transmiteți întrebările și eu le adresez domnului primar. De ce v-am întrebat de școli? Pentru că, pe de o parte, vrem să avem multe școli în oraș, pe de altă parte, doar câteva contează la nivel de performanță, dar câteva contează. Din păcate, când școala ar trebui să fie distribuită uniform și actul să aibă acces la aceeași, la educație de calitate, toți copiii din oraș, din toate cartierele, pentru că, cel puțin în teorie, copilul ar trebui să meargă la școala din imediata lui vecinătate. Adică nu e... De asta vă spun. Deci, haideți să gândim un pic lucrurile mai flexibil. Poate nu-ți mulțumiți de ce fac profesorii. Poate nu-ți mulțumiți de oferta școlii. Asta se întâmplă pentru în că, realitate. Pentru și... că școala X, din nu știu unde, din oraș, nu oferă nimic în plus în afara materiei acelea clasice și ce este în programă. Și atunci poate ar trebui cumva făcut un curs de educație pentru directul să plătească primăria, așa cum sunt convins că primăria deja a achitat sume imense pentru pregătirea consilierilor locali noi care s-au cerut la pregătire ca să învețe, că au dreptul să facă lucrul ăsta. Așa este, au acest drept. Momentan, pe bugetul pe care l-am făcut inițial, am pus foarte puțin bani pe partea de formare profesională și, evident, am prioritizat formarea pe anumite categorii esențiale funcționarilor din primărie. Dar să știți, cred că ar trebui totuși să-i trimiteți la cursuri, având în vedere ce s-a întâmplat prin ședințe. În ultima perioadă. E clar, era nevoie să încep cu acest pas. Adică mi se pare jenant într-o ședință să te duci, să votezi și după aceea să spui la sfârșitul ședinței, știți? N-am votat. Știți, domnule, n-am votat. Da. Unde suntem? La grădiniță? După cum mi se pare extrem de jenant că se acceptă în ședințe, bine, ca în timpul ședinței un consilier să anunțe la proiectul 8 că el nu votează, deși regia și regulamentul sunt foarte clare. La începutul ședinței. La începutul ședinței. Și dacă este așa, hotărârea aia, dacă el anunță acolo, e o problemă. Și a dus aminte atunci.
Nu, nu există așa ceva. Nu, ca, ca fost în, în ședință la comisii. Bun, acum referindu-ne la speța despre care vorbiți dumneavoastră, cred că acel curs n-ar fi ajutat prea mult, pentru că respectivul consilier ar fi trebuit să fie deja alfabetizat, pentru că nu e la primul mandat. Dar, mă rog, astea sunt probleme pe care eu aș fi putut încerca măcar să le rezolv prin acest gen de alfabetizare, acest gen de curs de administrație publică. Rămânem în învățământ. Este o problemă, aici, nu știu, încerc să găsesc, o să-mi cer scuze, o să încerc să găsesc. De curând, cei de la DSP au cerut, au cerut școlilor să spună care cabinete medicale, sau celor de la, nu știu, cabinete medicale, cred că sunt în subordinea DAS-ului, dacă nu. Da. Fiecărui cabinet medical, dacă poate găzdui să fie centru de vaccinare, având în vedere că și asta s-a întâmplat poate la începutul anului, acum, este exclus acum, când? Acum, de curând. Dacă vreți, caut și adresa, dar durează un pic și nu vreau să întrerup dialogul. Ideea este, poate îmi trimite cineva un mesaj și îmi spune exact data, pentru că am primit și acum pe mesaj această problemă. Noi o documentam zilele trecute. Răspunsul a fost extrem de interesant. Toate cabinetele astea școlare au spus nu pot să organizeze centru de vaccinare acolo pentru că nu îndeplinesc condițiile. Care sunt condițiile pentru care trebuiau să le îndeplinească? Să aibă frigider, calculator, internet și, bineînțeles, personalul care se înțepe. Chiar așa este situația? Cabinetele medicale? În primul rând, să verific și situația, și adresele, și această corespondență. Și să văd. Chiar o să vă sunăm astăzi mai târziu. Sigur. Pentru că noi am rămas blocați când am auzit lucrurile. Cum adică? Nu există un frigider? Hai să zic că frigider poate nu existau în toate. Dar nu cred că este o problemă. Nu au calculator, nu au internet. Adică asta nu știu de cine ține. Acum, sincer, nu m-ar mai surprinde la câte probleme absolut inimaginabile am descoperit. Până la urmă, am experiența aceasta a dușurilor reci în probleme unde nu m-aș fi, în situații unde chiar nu m-aș fi așteptat la răspunsuri. Știți ce e mai grav? Când dușul este ținut de un colaborator apropiat și îi dat cu rece și mai aruncă și cu un pic de gheață pe tine. Era acea campanie Freeze, mă rog. Da, challenge. Da, pe 13-8 a fost adresa de la DSP transmisă. Deci de asta vă spun că e destul de ciudat, adică domne, stați un pic. Suntem în august, la un an jumătate după pandemie, da? Poate cineva trebuia să gândească că aceste cabinete școlare, la un moment dat, coborând vârsta de vaccinare, s-ar putea să fie utile chiar în școli, acolo, la fața locului. Da, am să verific. Și nu, după mine nu există decât două variante. Ori nu se dorește să transforme, ori situația este asta. Și ar fi interesant de văzut. Foarte interesant, am să verific personal. Da. Bun. Haideți să vedem ce ați vrea dumneavoastră să transmiteți populației astăzi ca lucruri concrete întâmplate în bine. Că eu alea în rău vi le spun eu, nu e o problemă. Haideți să fie un dialog. Întrebați-mă dumneavoastră. A, eu cu dumneavoastră? Nu. Haideți să fie... Da. Deci am văzut că ați scos... Privire la școli. Ar mai fi o temă de discutat. Da. Am demarat o campanie de reabilitare a terenurilor de sport, un program de reabilitare a terenurilor de sport din municipiul Piatra Neamț. S-a amenajat deja terenul de sport al liceului Cartianu. Urmează alte școli din municipiu, încercând să avem
o distribuire pe cartiere a acestor activități echitabile. Adică am început în Mărăței, o să mergem în Precista, după aceea în Drămânești, în așa fel încât să oferim, pe de o parte, să condiții mai bune pentru desfășurarea orelor de sport în școli, pe de altă parte și o posibilitate iubitorilor de activitate, de mișcare, să facă un fotbal, să joace un... Și asta se leagă și de regulamentul pus exact. În dezbatere publică, cred că... Săptămâna aceasta. Ieri, cred. Da. Este un regulament pus, apropo de pentru cetățeni, este un regulament supus dezbaterii publice. Deci, oricine dorește să intervină este invitat să transmită propuneri pentru îmbunătățirea lui sau mă rog. Exact. În primul rând există trei, să zicem, factori, actori relevanți implicați în elaborarea acestui regulament. Pe de o parte, primăria, școlile, asociațiile sportive, care sunt interesate în mod special de utilizarea sălilor de sport. Dar acest regulament se va aplica și terenurilor de sport, practic pentru a oferi această posibilitate de a face mișcare tuturor cetățenilor orașului, evident menținând prioritatea pentru elevii școlii. Ulterior, dezbaterii publice, vom aproba acest regulament în Consiliul Local și vom implementa și soluțiile tehnice pentru a reuși să facem o planificare cât se poate de transparentă a acestor săli de sport, a acestor terenuri de sport, în așa fel încât oricine dorește să facă mișcare să intre pur și simplu și să verifice pe o hartă, pe un calendar, dacă este disponibilă respectiva sală de sport sau teren de sport. Asta ne va ajuta să întreținem mai bine terenurile de sport, pentru că acolo vor fi și responsabilități. Cei care preiau, închiriază sau își asumă utilizarea sălii de sport sau a terenului de sport pe un interval anume, răspund și pentru felul în care predă la final sala de sport sau terenul de sport. Este un lucru foarte bun să fie deschise, să poți să faci mișcare, dar poate ar trebui să începem și cu stadionul. Cumva. La stadion s-au și făcut niște lucrări care au fost uitate în ultimii ani și erau necesare, cred că anual. Adică... Am făcut o serie de lucrări, de scarificare, de îmbunătățirea gazonului acolo. Acum crește iarba, marți ar trebui să fie gazonul acoperit complet de iarbă și cred că în aproximativ o lună se va putea și juca pe noul gazon. Domnule primar, lucrurile acestea, de exemplu, partea cu stadionul, poate n-ar fi rău să fie făcute publice prin niște comunicate de presă. De ce? Altfel se dă loc la interpretări de genul. A venit echipa și a zis, domne, noi reprezentăm orașul, așa că stadionul e al vostru, ca că îl folosim noi este o altă poveste. Știți? Și ia, faceți-ne, vă rugăm, faceți-ne terenul, vă rugăm aia, dar nu ne puteți face și bucătăria și vestiarul? Nu ne puteți face și dușurile? Poate ar fi ideal să le putem face pe toate și mi-aș dori să le putem face da, pe toate, însemna, doar că atunci există... să fiți părtași și la beneficii, nu numai la cheltuieli. Orașul, până la urmă, dacă există performanță sportivă în oraș, și orașul va avea o serie de beneficii. Trebuie există, să stimulăm și să încurajăm această este performanță. Este un cuvânt care, știți cum e, dacă. Exact. Dacă dar și pentru cu a reuși să ajungem acolo... Trebuie să și susținem sportul. Și o de acord facem cu dumneavoastră, cu toată deschiderea. De acord cu dumneavoastră, dar asta trebuie făcută. Susținerea aceasta trebuie să fie extrem de publică. Eu aflu acum că se pune iarba. Bine, știam că se pune iarba, că altfel nu discutam, dar aflu public acum. Genul acesta de lucruri care necesită cheltuieli, că nu sunt cheltuieli de aici de acolo. Necesită niște cheltuieli. De acord.
Astea ar fi bine să le știe și oamenii. Cu siguranță. Pentru că ce se întâmplă, domnul primar? Poate sunt foarte mulți susținători a echipei de fotbal, chiar dacă nu se mai duc la teren, din vari motive. Și aici putem discuta de ce nu se mai duce lumea la teren. În ciuda sprijinului primit... Există și contextul pandemic, există și... Există și cealaltă pandemie a cheltuirii banilor din sport, care durează la Piatra Neamț. Și acea pandemie a trecut? N-a trecut, să știți. N-a trecut, domnul primar. Știți, pandemiile nu trec. Le găsești ori un vaccin, ori un medicament, dar trăiești cu ele. Și undeva mai există câte o venă. Oricum, câte o... cel puțin dacă mai există acea pandemie, e clar în stare latentă, din punctul meu de vedere, dacă dumneavoastră aveți alte informații. Bă, rog, știți, depinde cum se aliniază astrele pe Uranus. Deci, în funcție de Uranus, pardon. Uh-huh. Uranus este o planetă extrem de importantă în alinierea astrelor. Și în funcție de asta, cei care fac horoscopul astea, își ghidează, știți, calculele, nu mai știu, cuadratură, sunt niște cuvinte acolo care... Îmi plac oamenii pasionați de astronomie. Și mie îmi plac oamenii pasionați de astronomie. Problema este să uite pe binoclu și nu să meargă spre zonele respective, că încă nu s-a inventat naveta spațială să ajungă pe Uranus. Bun. Bun. Poate ar trebui să le mai spunem pietrenilor despre o serie de lucrări care se întâmplă în Piatra Neamț. Pe de o parte, trebuie să îmi exprim regretul că nu putem transforma dintr-o dată orașul așa cum ne dorim. Trebuie să facem mai întâi niște lucrări care generează și, în general, orice lucrare generează și puțin disconfort. După cum vedeți, în oraș se lucrează intens și la... cablajele care se fac, introducerea canalizațiilor pe subasfalt, se taie asfaltul preponderent noaptea, dar există și situații în care nu se poate din cauza unor situații de personal ale executanților. Există... Suntem doi nepricepuți în tehnică. Eu întreb, am câțiva pricepuți în tehnică prin redacție, dar n-am îndrăznit să uite, întreb acum în direct. Dacă avem două semafoare la 200 de metri distanță, unul de celălalt... De ce nu sunt sincronizate? Nu. De ce tai șoseaua în dreptul fiecărui semafor și nu merg cu cablajele pe lateral? Pentru că e vorba de semafoare care trebuie să fie în linie. Nu știu exact, nu știu, să vă întreb explic și eu, nu tehnic mă pricep. Toate astea. O să-i rog pe colegi să facă... Nu, întrebam și eu. Să vă răspundă mi la se această întrebare. E o aberație din partea mea. Adică, dacă acum mergem probabil la primărie și întrebăm pe cineva, dom'le, ce planuri sunt pentru oraș pe următoarele 30 de zile de lucrări, ne răspunde? Sigur că da. Sigur că da. După cum vedeți, încercăm să venim cu astfel de comunicate săptămânal, tocmai pentru a... Deci, avea această... după emisiune, o echipă de la mine o să vină la primărie să ne spună cineva care sunt planurile pe următoarele 30 de zile, cu excepția Putem centurii. Să mergem întâi pe la ștrand să vedem dacă mai există acea situație. Mergem și la ștrand, nu e niciun fel de problemă. Dar chiar mă bucur dacă mergeți cu echipa la ștrand. Cu drag. Cu mare drag. Da, domnul primar, haideți să mergem mai departe. Și am o curiozitate. După emisiunea de ieri, chiar curiozitatea mea s-a întețit. Cum se face că de fiecare dată când se schimbă un mandat de primar, nu mandate de celelalte, se schimbă un mandat, dom'le, când se selectează oameni pentru consilii de administrație, ca un făcut, firmele care selectează persoanele pentru consiliile alea de administrație nu găsesc decât membrii de partid. Ai celor care, în momentul acela, asigură majoritatea în consiliile locale. Nu știu dacă întrebarea aceasta trebuie să-mi adresați. Nu, e o întrebare retorică. E o întrebare retorică. Răspunsul e... Oare cine se implică?
că acolo este o procedură transparentă, a fost anunțată public. Unde? A fost ședințe de Consiliu Local. Unde? A fost calendarul asumat în Consiliul Local. Toată lumea a avut acces la aceste informații. De ce s-au înscris atât de puține dosare? Păi eu nu de ce s-a ajuns până într-acolo încât într-o ședință în partid să spună, bă, te puneți dosare, bă, că nu s-a înscris nimeni? Păi vedeți? E o problemă. De ce anunțurile pentru viitorii manageri se dau doar în presa națională? Nu m-am ocupat de... Știu că nu v-ați ocupat. Eu vă ridic niște probleme, pentru că nu decontează cel care dă anunțul ce se întâmplă când izbucnește un scandal. Bun. Decontează... Primarul decontează și dacă nu este un bec pe casa scării, și dacă nu merge interfonul, și dacă nu are, nu știu cine, nu găsește păi atunci, pe personal. Și atunci la ar trebui să fiți în general, interesat, primarul este învinovățit. Ar trebui să fiți interesat să aveți concursuri reale. Păi, reale. Că dacă eu acum... În primărie nu unde discut. Eu vorbesc răspund în direct de ce se întâmplă, am organizat concursuri reale. Am organizat până la data de 15 iulie 33 de concursuri. Doar 7 cu succes, dintre care arhitectul șef. Asta e foarte este important. Cel mai e important că avem important. Un arhitect șef, eu nu discut exact. Despre altceva. Și am mai fost cu succes la biroul de stare civilă, la direcția administrativă, două femei de serviciu. Deci, ca să vedeți, nu am reușit să găsim pe multe dintre pozițiile cheie pe care am căutat. De exemplu, la Direcția de Patrimoniu am organizat de 3 ori concursul până când am văzut că este nevoie de o soluție de avarie și am făcut o promovare internă, temporară. La Direcția de Dezvoltare urmează și anunț public. Căutăm 5 ingineri constructori. Nu știu exact, calendarul va fi publicat zilele acestea, probabil pe site-ul primăriei. Avem nevoie de inginer constructor pentru că orașul, ca să se dezvolte, trebuie pregătite niște cerințe tehnice în caietul de sarcini de oameni care știu bine cu ce se mănâncă alea și cum trebuie să arate un caiet de sarcini din punct de vedere tehnic și cum trebuie să, care sunt parametrii de care avem nevoie. Nu mă pricep eu ca să fac eu acest lucru. Acum nu știu care sunt salariile care sunt în primărie. Din păcate, în ciuda unor preconcepții care se tot lansează în spațiul public, din păcate, din punct de vedere al oamenilor profesioniști, al celor cu competențe foarte ridicate, preconcepția nu este vis-a-vis de profesioniști. Preconcepția, apropo de salariile mari din primărie, de fapt nu este preconcepție, este o realitate. Lumea este supărată pe salariile mari din primărie ale celor care nu-și fac treaba sau și-o fac în dorulelii și care apar ca păduchele în frunte. Din păcate, există și această realitate. Există oameni în primărie care nu-și fac treaba. Există oameni în primărie care nu știu ce ar trebui să facă probabil. Există oameni, da, dar ponderea este mult mai mică decât e evidențiată în spațiul public. Da, există oameni pe care eu nici nu-i cunosc în primărie, care probabil nu mi-au transmis vreodată un document întocmit de ei. Există oameni pe care n-ai cum să-i observi pentru că ei sunt undeva sub birouri sau poate nici nu ajung pe acolo. Nu știu astfel de lucruri. Pe mine mă interesează să lucrez cu oamenii care știu, care pot. Cer în fiecare săptămână rapoarte de activitate. Nu le voi citi pe toate vreodată pentru că nu am cum să citesc în fiecare săptămână 200 de rapoarte de activitate, că asta înseamnă să nu mai fac nimic altceva. Dar în momentul în care văd sau mă interesează activitatea unei persoane anume, caut raportul de activitate și mă uit în istoric. Este totul, e transmis electronic. Și mă uit în istoric. Activitate săptămâna 16-19 august. Să văd ce a trecut omul ăla acolo. Și mă uit și dau click și pe rapoartele din urmă. Și dacă văd baza CONI sau copy-paste, îmi dă un semnal că acolo a fost o problemă. Și îl chem pe respectivul individ să-mi comunice
cum se face că el atâtea săptămâni a făcut doar acel lucru. Dar astea sunt lucruri pe care le descoperi doar în momentul în care... Ai o sesizare. Exact. Da. Domnule primar, întrebări punctuale. Domnule primar, spune doamna Ana Maria Pădurez, niște coșuri de gunoi pe Armoniei 48 bloc B14. Scara DEG nu este niciun coș de gunoi. Bun. Notați-vă și... E mai simplu și se rezolvă aplicația aceea. Dar nu toată lumea poate să facă în aplicație. Nu vă supărați. Este principalul. A facem noi, o să le punem noi în aplicație. Nu, aici. O să rog colegii, pentru că sunt convins că măcar un coleg poate vede și află de această solicitare și va face sesizarea în numele persoanei. Apă pe strada Mintiana, când vom avea, în ce secol, deoarece cea din pânza freatică este sărată. O să aduc o mostră să gustați odată la emisiune. Locuim totuși în Piatra Neamț. Pe strada Mântuiana vom avea proiectare până la sfârșitul anului. Probabil execuția se va face anul viitor. Da. Tot pentru colegul care se uită așa, strada Rozelor, pubele pentru gunoi, modelul nou, când vor ajunge, am cerut de mult timp. Și evaluăm în primărie. Mie, sincer, având în vedere rezultatul pe care îl avem în unele cartiere, cel puțin, și nu știu dacă este zonă sau shelter de gunoi unde situația să fie impecabilă. Mie, sincer, aceste sheltere nu îmi plac grozav de mult și căutăm soluții alternative pentru a amenaja viitoarele puncte de colectare selectivă a gunoiului. Eu mi-aș dori personal sheltere îngropate. Să înțeleg că sunt și acolo niște vulnerabilități. Evaluăm și cred că până la finalul lunii septembrie vom ști exact pe ce soluție mergem. Și până la finalul anului vom demara procedura de achiziție pentru viitoarele sheltere. Da, cu Mintiana au început, cum am pronunțat cuvântul, au început să vină mesaje, deci, asfalt, oameni buni, Mintiana se va face. Începem cu apă canal, cu utilități și apoi punem asfalt. Anul viitor va fi realizată complet. Până atunci trebuie să existe puțină înțelegere că nu le putem face ca într-un dans sincron pe toate în oraș, pentru că nu există nici resursă financiară pe de o parte, dar nici capacitate de execuție, pentru că sunt doar câteva firme cu care se poate lucra, sunt doar câțiva oameni care participă. Scoatem acum, de exemplu, la licitație primul coridor de mobilitate. Săptămâna aceasta am semnat caietul de sarcini, urmează să fie publicat pe coridorul de mobilitate, haideți să fim un pic mai preciși. Vorbim despre Dimitrie Leonida 9 mai. Deci modernizarea tramei stradale, completa tramei stradale pe acest tronson. Asta înseamnă că undeva la anul, la primăvara, anul se va lucra intens pe tot acest tronson. Da. Da, mai sunt și alte întrebări, dar care nu sunt punctuale. Bine, am început să avem și oameni care postează, deja vin întrebări țintă. Eu știu că unele vin de la partid, din alte partide. De exemplu, ce faceți cu rețelele de apă că vă aparțin, adică aparțin primăriei? Apropo, știți la ce se referă? Știu foarte bine la ce se referă. Am mers pentru a căuta soluții și la Ministerul Dezvoltării. Încerc să armonizăm un plan coerent împreună cu Consiliul Județean, pentru că nu e o responsabilitate unilaterală a primăriei. Este o companie județeană de apă care are și atribuții și responsabilitatea de a face investiții. Au scumpit apa. Au solicitat, am avut mai multe discuții cu conducerea companiei de apă și convenția a fost, la ultima discuție, care a fost una destul de tranșantă, bun, acceptăm scumpirea apei. Nu mă voi opune categoric, dar am nevoie de un plan concret prin care
toate aceste venituri înregistrate din scumpirea apei să meargă pe un plan de investiții care să elimine pe pas cu pas avariile. Înregistrate la Piatra Neamț. Da, exact. Da, da. Și? După cum vedeți, întâmplări, lucrurile nu s-au întâmplat așa cum ne-am dorit, tocmai, dar există și niște investiții pe care și le asumă. Și compania de apă va face o reabilitare completă a rețelei de apă canal pe strada Mihai Viteazu și un tronson pe strada Fermelor, după care vom intra cu reasfaltare. Și asta când se întâmplă pe strada Fermelor? În septembrie, anul acesta. Așa au fost înțelegerile. După care vom intra cu Publiservul și vom asfalta acolo. Am văzut că la Publiserv era planul pentru Fermelor să fie... Da, comanda este dată, dar calendarul ne cere să așteptăm întâi să lucreze APA-Servul. Bun. Ce planuri, și cu asta încheiem emisiunea, ce planuri există la nivelul societăților primăriei? Și vă întreb pe rând. Aici întrebarea este extinsă. Ce planuri există cu privire la parcări în municipiul Piatra Neamț? Pentru că avem două societăți care se ocupă cu parcarea. Odată parkingul cu cele de reședință și X-Data Soft-ul cu celălalt tip de parcări. Strategia este să avem un sistem unitar care să administreze la pachet parcările rezidențiale cu parcările publice. La primărie, sistemul. Da. În momentul de față se lucrează la regulament și la procedura completă, în așa fel încât să știm, să transmitem cetățeanului de la pasul 1 până la contractare, întreținere, parcare și recontractare și așa mai departe. Iar noi, primăria, să putem asigura toate serviciile necesare pentru a asigura ca fiecare pas al cetățeanului să fie operațional și să existe o comunicare cât se poate de clară. În al doilea rând, obiectivul și principiul viitorului program de administrare a parcărilor va fi următorul. Având în vedere situația deficitară a locurilor de parcare din oraș, în raport cu numărul vehiculelor și dinamica în continuă creștere, trebuie să avem un plan de investiții pe termen mediu și lung pentru a crește numărul locurilor de parcare. 50% din încasările înregistrate pe partea de parcări vor merge în amenajări de noi locuri de parcare. Da. De noi parcaje. Asta înseamnă, eu încerc să traduc ce a spus dumneavoastră cumva mai simplu, nu se mai prelungește contractul cu parkingul și nu se mai prelungește contractul cu X-Data Soft-ul. Păi, contractul cu parkingul s-a prelungit până la 28 februarie 2022. Da. Și s-a spus că nu se mai prelungește. Probabil cu X-Data Soft-ul vom face o prelungire în așa fel încât să egalizăm cele două contracte. Ca durată, deci până atunci. Am înțeles. Urbanul. Ce se întâmplă cu piața centrală, cu celelalte piețe? Viziunea este ca toate piețele din oraș să fie administrate de primărie pentru a crește calitatea serviciilor în aceste piețe și pentru a putea avea, pentru a reuși să promovăm mai bine produsele locale. Și bazarul și piețele vor trece la primărie. Vom avea și un caz școală. Sper să fie să funcționeze acest proiect pentru Piața Mărăței. În așa fel încât să avem acolo în o investiție. Sens, ca școală? Dorința mea ar fi ca până la finalul anului să reușim să avem o procedură de a avea acolo o investiție privată care să asigure o funcționare de minim 50% a spațiului ca piață de desfacere pentru produse, pentru producători locali. A fost făcută publică cumva? Încă nu, lucrăm la asta. Le-am cerut colegilor de la patrimoniu să pregătească să fie așa ceva. Important din timp publică ca să nu se pregătească categoric doar o singură Eu acum anunț entitate. Intenția, practic.
Deci să nu se pregătească pentru cu un plan doar o singură entitate. De ce credeți că am făcut acest anunț acum public? Tocmai ca să se știe că intenționăm acest lucru și un pe de o parte de parteneriat, să știe și oamenii parteneriat public-privat, nu? Cam sigur că da. Așa, e foarte bine. Așa. Și, și deci, dacă funcționează acest proiect foarte bine, să vedem cu celelalte piețe de cartier dacă se poate aplica o astfel de soluție. Pentru că în momentul de față, amenințarea este destul de evidentă în privința situației pieței Dărmănești și a pieței Bistrița, care încep să aibă o activitate din ce în ce mai scăzută ca și intensitate, din păcate. Probabil că există e niște un efect cauze. Al, da, este și un efect al activității comerciale din oraș, care a avut o serie de transformări în ultima perioadă. Am înțeles, am înțeles. Da, e greu să faci piață, să fii piețar, să aduci marfă și, de exemplu, să n-ai unde să o, și da. Să n-ai unde să o depozitezi, da. Să o iei, să o duci, să vii cu ea, să o duci. Și să reziști iarna în niște condiții inumane. Pentru că dacă ar exista condiții, poate și oamenii ar zice, domne, nu mă duc la supermarket. Să cumpăr de acolo, pentru că uite, aici cumpăr sunt niște oameni. De la oameni, Tante Maria care crește da, sunt niște și oameni ceapa. Care da. Fac lucrul ăsta. Da. Piețe, da, mergem la cealaltă societate celebră, Locativ Serv. La Urban, am uitat Urban. Să partea să de curățenie și de insolvență. Am uitat să menționez un lucru care este important. Știu că anul acesta au existat o serie de probleme pe partea de întreținere, spații verzi, cosit și așa mai departe. Probleme care cu siguranță nu vor mai exista de la anul, pentru că au fost și lecții. Pe de o parte și pentru mine, pe de o parte și pentru cei de acolo. Astăzi ne apropiem să fim la zi cu activitatea de cosit. Pe de o parte, în Dărmănești avem o firmă care lucrează la aceleași tarife cu care lucrează Urbanul și am văzut că ei pot să ridice iarba în aceeași zi. Surpriză! La Urban țineți se întâmpla minte să ce discutam să... odată în particular. Sigur. Și mi-ați spus că nu există posibilitatea ca o firmă privată să lucreze la tarifele Urbanului și să fie adevărul profitabilă. Adevărul este că sunt tarife foarte mici. Sunt tarife foarte mici. Sunt tarife foarte mici. Dovada este și că a venit o firmă care probabil a stat mult timp să se gândească dacă merită să vină pentru două săptămâni la Piatra Neamț. Culmea că nu sunt din Piatra Neamț. Deci asta este deci o altă... au și alte cheltuieli în au plus. Au și alte cheltuieli. Și totuși, înseamnă că nu vin ei chiar să facă un act de caritate doar. S-a mai încercat o subcontractare de genul acesta la un moment dat și am înțeles că nu s-a prezentat nimeni la licitație și știind de pe la alții că nu i-ar interesa vreodată să vină să lucreze și să posească la anumite costuri pe metru pătrat pentru că ar fi o investiție pe care ei și-o asumă în echipamente, în utilaje, în oameni, în calificarea lor. Și n-ar avea nicio surpriză, vine unul din afară, lucrează la aceleași prețuri, la o calitate, bine, da. La o calitate, poate cel puțin la fel de bună ca cea de la noi, dar strâng mai repede iarba, da? Da. Și se poate. Și au început și Urbanul, văzând și comparând lucrurile și mai ales cerându-le expres asta, au început și Urbanul să ridice iarba cel târziu a doua zi. Deci nu mai rămâne acolo la fața ca locului. Ca să vezi. Deci progrese se pot întâmpla, dar trebuie să avem și exemplele că se poate. Da, vedeți? Bun. Eu înțeleg că Urbanul, care este în insolvență încă, nu prea înțeleg de ce mai este în insolvență, dar asta este o altă problemă. Nu prea înțeleg. Care este rațiunea? Este planul de reorganizare al companiei. Planul de reorganizare care... cu un singur creditor, da. Care este primăria, care are la rândul ei niște chestii cu Urbanul și care, dacă s-a rezolvat din câteva hârtii, orice judecător sindic... În general, problemele de genul acesta sunt probleme extrem de tehnice și de specifice. În primărie, de exemplu, nu era un om specializat în insolvențe. Și s-a văzut documentarea asta. S-a văzut asta în anii din urmă, da. Pentru că acum există niște progrese pe partea de urmărire a dosarelor, a situației firmelor în insolvență. Cele două, da? Da,
Urban și Perla. La Perla situația este un pic mai delicată, dar și acolo o descălcim, pentru că am atras lângă mine un profesionist care, când își asumă o temă, știe cum să o abordeze din punct de vedere economic și financiar, și de acolo mergem mai departe cu experiența juriștilor care s-au documentat în ultimele luni pe problemele specifice insolvenței din punct de vedere juridic. Și o să avem niște rezultate foarte curând și în ceea ce privește Urbanul și în ceea ce privește Perla Invest. Da, avem și alte intervenții, aceeași intervenție cu drumul de la Macrina spre curtea școlii 5, da. Începe școala. În fiecare emisiune sunteți atenționat cu privire la acest drum. Da, este de fapt acolo, un fel de alee mai largă. Da. Este un fel de alee mai largă care măcar la nivel de reparație ar dura fix o zi ca să-l repare. Problema este că pentru a reloca utilajele, pentru acele mici reparații, se pierde un pic mai mult timp. Știu că este comandată lucrarea acolo și se va interveni până la final de octombrie, pentru că este dată comanda către Publiserv. E important să nu fragmentăm foarte mult lucrurile. Ați văzut și dumneavoastră ce a însemnat lucrarea pe strada Bistriței. Și nu îmi doresc să o mai fragmentăm, vreau să mergem șnur acolo, să terminăm, să dăm la gata respectiva stradă și apoi să putem merge să facem alte lucrări în oraș. După ce se termină lucrarea de pe strada Bistriței, o să vă invit să facem o analiză a acestei lucrări împreună cu cineva de la tehnic, domnul nou director tehnic sau ce aveți dumneavoastră în primărie. Să facem o analiză a acestei lucrări. De ce? Că mie mi se pare un caz școală care trebuie analizat și nu sigur vă spun acum toate. Noi suntem dispuși să învățăm și credeți-mă că fiecare zi în primărie este o lecție sau vine cu o nouă lecție. Și culmea e că până și concediul a venit cu lecțiile sale. Nu știu deci dacă m-am rozat cu... Nu puteam să închid emisiunea fără să vă întreb pe cine ați lăsat. Să ridic mingea la dar înainte haideți să terminăm cu locativ servul. Ce se întâmplă cu el? Fondul locativ va trece din nou la fel în administrarea primăriei. Asta începând de la anul, probabil, nu? Cât de curând. Cât de curând. A trebuit să aștept o aranjare a lucrurilor în ceea ce privește direcția de patrimoniu, unde va funcționa, în cadrul căreia va funcționa acest compartiment de administrare fond locativ. Trebuie ca lucrurile să se întâmple gradual. Nu putem să preluăm totul dintr-o dată. Vom prelua mai întâi piețele, probabil, după aceea fondul locativ, pentru că există niște procese pe care trebuie să le urmărim pas cu pas și oricât ne-am dorit, numărul oamenilor este limitat și atunci prefer să încercăm să facem lucrul cât mai bine pe un segment și când reușim să rezolvăm acolo toate problemele, trecem la următoarea temă. Nu pot să trec peste ceva că mă vizează. Nu, deci stai să vedem așa. Că nu ați citit problemele pentru domnul primar pe care le-am specificat mai sus, domnule Bălănescu. Sau vă place și dumneavoastră să vedeți excremente pe iarbă acolo, detăceți din gură și nu îi spuneți nimic de fel și de cinematograful Cozla ce v-am întrebat. Deci, la cinematograful Cozla avem un proiect tehnic, lucrări vor fi la anul. Ce l-am întrebat? Complet. Prima dată era ce v-am întrebat, după aceea ce l-am întrebat. Deci, genul acesta de comentarii pe mine mă afectează foarte puțin. Tot ce am găsit și am considerat că este o întrebare corectă și nu un comentariu. Bine, adevărul e că și eu mă merită să primească un răspuns Da, eu nu am nicio problemă. Eu nu am nicio problemă. Problema este că nu agrez acest gen de acuzații. De ton. Am spus foarte clar că este cineva care va prelua toate problemele din primărie, nu asta am spus, și lucrurile vor primi un răspuns. Toate întrebările astea vor primi un răspuns. Revenim, domnul primar. Deci, eu v-am dat un premiu, că ați sunteți... N-am observat. Cum să nu? V-am făcut omul săptămânii.
Deja? Da, v-am făcut-o săptămâna trecută, pentru că ați făcut o propunere de modificare a codului administrativ. Plecarea primarului în vacantarea postului de primar pe bază de concediu de odihnă. Asta este abordarea dumneavoastră și eu înțeleg, n-am absolut nicio problemă. Oricum, cert este că mă voi gândi de două ori înainte de a mai pleca o dată în concediu. A, nu, e simplu, acum puteți. Parte, nu știu acum dacă m-am bronzat cu urmă de la telefon sau nu. Cert este că mă ajută și faptul că am barbă să nu, să nu fie atât de observabil. Da, s-a bronzat telefonul. Ah, da, așa. Dar mai ales... nivelul de aglomerare a responsabilităților după ce m-am întors, pentru că am avut câteva zile mai dificile ca la început. Acum aveți doi viceprimari. Eu pe asta m-am bazat, că se va întâmpla încă dinainte de a pleca în concediu. Eu știu asta. Au fost niște întârzieri extraordinare pe care eu nu mi le explic și nici nu am de ce să o fac eu. Cert este că aici vreau să înțelegeți cum stau lucrurile. Nu mai există nicio primărie în țara asta unde ambii viceprimari să fi fost suspendați atâta timp. Și să nu puteți. Și practic nu a existat nicio posibilitate pentru mine să am un locuitor de drept. Domnul Budei Dragoș, n-ați înțeles nimic. Omul săptămânii, dacă dumneata n-ai citit ziarul, nu era o laudă la adresa primarului, ci o critică. Pentru că a plecat în concediu fără să pună un locuitor de drept. Așa că la Fineti îți doresc să te înscrii tu. Bun. Am terminat. Eu primesc orice critică și din partea dumneavoastră. Critica era asta. Ați plecat, am înțeles că era o situație, dar nu dumneavoastră trebuia să aveți rezolvarea acestei situații. Trebuia să vină cineva care cunoaște codul administrativ și să spună: domnul primar, nu puteți pleca dumneavoastră acum, chiar dacă delegați o parte dintre atribuții, Să luăm o altă ipoteză. Bun, așa. N-am plecat în concediu. Dar m-am îmbolnăvit și eu, că e pandemie. Da, dar erați, ce se întâmplă? Erați aici. Sau vă ducea, Doamne ferește, în altă parte, dar atunci există procedură în lege. Există procedură în lege. Aici trebuia să vină cineva să spună: domnul primar, mai stați 3 zile până vine hotărârea 4. Dar am nu stat cum. Nu 3 zile, știu. Am stat 3 luni. Din păcate, asta e legea. De când am avut... Din păcate, asta e legea și cineva trebuia să vă spună. Și să vă mai spun un lucru, că astăzi noi nu știm exact când vom, cu toate că viceprimarii sunt pe funcție și au intrat în atribuții, noi nu putem ști când vom avea locuitorul de drept, pentru că asta se hotărăște în Consiliul Local. O ședință de urgență, de îndată, o ședință de consiliu, bun, cu prezență fizică. Cu prezență fizică. Și cu majoritate, că aici e o problemă. Exact. Și cu majoritate, că aici e o problemă. Sunt foarte multe condiții de îndeplinit înainte de a avea și semnez în fiecare dimineață ce e de semnat, ce nu poți atribui altcuiva. Vă dați seama că am pregătit foarte bine toate aceste lucruri. Am înțeles. Am știut care este situația în primărie foarte bine, am știut ce se poate întâmpla în săptămâna următoare, care sunt urgențele. N-am lăsat primăria... Bine, n-am spus că ați lăsat-o de izbeliște. În vreun pericol de a nu funcționa. Nu, dar poate totuși, cu ocazia primei ședințe ordinare sau extraordinare... Prime ședințe fizice, vom avea această propunere. Adică mie mi se pare că este o urgență administrativă. Mai urgent decât să votez dacă se poate juca tenis la subsolul liceului forestier. E și asta o chestie. Dar nu știu de ce trebuie să voteze. Nu știu de ce trebuie să voteze consilierii lucrul ăsta când poate ar trebui schimbat un regulament și date niște
atribuții directorilor de școli. Apropo de regulament. Domnul primar, v-am ținut prea mult. Bună ziua, vă mulțumim. Eu mă bucur că am reușit de data aceasta. Vă mulțumesc pentru invitație. Cele bune. O zi minunată și weekend plăcut. La fel și dumneavoastră și tuturor celor care ne-au urmărit. Nu am genul ăsta de ieșiri de obicei, dar de data asta chiar m-am enervat. Când doar ești pus să postezi și nu citești, e păcat. Cele bune, la revedere, numai bine!